Bună seara, ascultați RFI, emisiunea se cheamă Punerea pe gânduri. În studio vă urează bun venit ca în fiecare seară de joi, Laurențiu Colintineanu. Alături de noi în această seară în studioul RFI, în direct avem așa, pe coordonatorul dosarului din revista Dilema Veche, coordonatorul din această săptămână, Iaromira Popovici. Bună seara, Iaromira, bine ai revenit. Bună seara, bine v-am revenit. Și pe Valentina Băcu, specialist în comunicare și președintele asociației Câtă în lună și în mansardă. Bună seara, Valentina. Bună seara. Trebuie, îți dai seama că va trebui să explici numele asociației. Dar înainte de asta, aș vrea să le spun ascultătorilor noștri că, evident fiind joi, a ieșit pe piață revista Dilema Veche, o găsiți la chioșcurile de ziare. Dacă n-aveți timp și chef, vă spun în fiecare săptămână să intrați pe www.dilemaveche.ro, să vă faceți abonament online și aveți acces, bineînțeles, pe site la conținutul întregii reviste și la conținutul dosarului din fiecare săptămână. Astăzi, el poartă titlul Meserii și meseriași și deschiderea de emisiune îi aparține Iaromirei Popovici, ca de obicei. Ea ne spune, la fel cum o face fiecare coordonator de dosar în fiecare joi seară, de ce vorbim despre acest subiect, de ce este important să îl discutăm acum și care este semnificația lui pentru cei care încă nu au apucat să citească dosarul, deși știu că în fiecare joi se face coadă la chioșcuri, este pe bune. În fiecare joi observ, și asta o mărturisesc cu toată sinceritatea, că este coadă la chioșcurile de ziare. Este singura zi din săptămână în care văd cozi la chioșcurile de ziare, în rest nu prea se înghesuie lumea și e semn că a apărut Dilema Veche. Deci pentru cei care nu au apucat să-l citească deja, de ce vorbim despre meserii și meseria? Și da, cum vorbeam cu Valentina înainte să înceapă, pentru că ne plac, ar fi răspunsul glumesc acum, nu. Dar de ce să fie doar glumeț răspunsul? Poate să fie și foarte serios. Da, nu. Și foarte serios o să te rog pe tine să vii puțin mai aproape de microfon. Pentru că, cum se cheamă, eu consider că din ce am observat empiric, sunt, cum am scris acolo în argument, o specie pe cale de dispariție și încercăm, semnalându-i și vorbind despre ei, încercăm să, iarăși cu ghilimele de rigoare, să-i salvăm sau, nu știu, să atragem atenția cumva asupra lor. Cine știe, poate cândva cineva o să se ocupe într-un fel sau altul de ei. Noi eu am scris acolo un argument că ei ar putea constitui și un potențial turistic. De pildă, în pasajul englez în care am găsit un ceasornicar și un pălărier, care spune că ultimul pălărier, nu este numărul de față, dar o să urmeze într-un alt număr din Dilema, e o atmosferă interesantă și așa, că a vizitat locul, nu neapărat că s-a dus să-ți repari un ceas sau să-ți faci o șapcă. Și lucruri de felul ăsta s-ar putea întâmpla în multe părți din București, mai ales că meseria și ăștia ai mei, ăștia bucureșteni, că o să mai sunt și ai Valentinei care sunt din afara Bucureștiului. Îmi place că vi-ați împărțit deja. I-am împărțit, sunt împărțiți mei, în număr deja. Sunt ai tăi, exact. Mai ales că ei sunt în general în zonele istorice ale orașului, în centrele orașului, că dacă putem să găsim mai multe centre. De asta i-am semnalat. Și în afară de asta, sigur, avem nevoie în continuare de ei. Vrem să ne reparăm lucruri, nu tot timpul putem să ne permitem să ne cumpărăm și nici nu vrem întotdeauna să schimbăm ce e vechi cu ce e nou. Bun. Deci încercăm să atragem atenția asupra faptului că micii meseriași sunt o specie pe cale de dispariție sau aproape pe cale de dispariție, spuneai tu, Iaromira. Sperăm să nu vedem în câțiva ani, cu alte cuvinte, niște expoziții pe la Antipa. Nu de alta, la mâine, parcă se deschide una cu specia micilor meseriași. Valentina Băcu, la începutul emisiunii spuneam numele asociației Câtă în lună și în mansardă. De unde a venit ideea acestui nume și cu ce se ocupă asociația Câte în lună și în mansardă? Evident, ideea a venit în urma unui brainstorming, nu că este la modă, facem brainstorming. Este, toată lumea, da. Toată lumea trebuie să facă... Nu, glumesc, cele 5 membre ale asociației, suntem 5, vrem noi să ne spunem lunatice, ne-am adunat și... Ne-am gândit ce vrem noi să facem cu această asociație culturală. Acum un an s-a întâmplat, sau de atunci a început povestea frumoasă. Noi ne cunoșteam dinainte, lucram în proiecte culturale de educație sau de promovarea patrimoniului, însă nu sub această umbrelă. Și am zis că trebuie să ne găsim un nume pe măsură și vrem să facem mai multe lucruri, până la lună. Eventual. Și în mansardă, de ce mansardă? Pentru că ne-am dorit să locuim într-o mansardă sau poate, dacă ar fi așa să interpretez semiotic pe loc, mansarda bunicilor sau mansarda este un loc misterios unde descoperi fel de fel de lucruri și tot timpul pleci cu o senzație plăcută dintr-o mansardă.
Iar, Omira, mai devreme spuneai că găsești micii meseriași, mai ales în zonele istorice ale Bucureștiului. Înainte să te întreb cam pe unde în oraș exact se mai găsesc micii meseriași, ei care sunt amenințați de dispariție, de dispariția obiectului activității lor, aș vrea să te întreb ce este un mic meseriaș de fapt și de drept? Care e definiția lui? După ce îl recunoaștem, în afară de poate clișeul cu halatul și atelierul mic și înghesuit și plin de lucruri și de scule și eventual să nici nu fie foarte mult la vedere și dacă se poate să aibă și o firmă din aceea de pe vremea de dinainte de 89, care este într-un unghi, în orice caz, nu paralel cu solul. Acum deja l-ai definit. Acum eu ar trebui să spun că recunoaștem prin faptul că sunt mici. Da. Dar probabil că mici sunt atelierele, mici sunt de foarte multe ori spațiile în care lucrează. Sunt mici meseriași în sensul că sunt întreprinderi mici care cândva, unele dintre ele au ținut, sau nu cândva, majoritatea au ținut diverse cooperative, de cooperația din perioada comunistă. Unii încă mai țin, mi-au declarat că mai țin de anumite cooperative, că mă gândeam cum să le spun corect, și prin faptul că ne execută lucrări de mică anvergură, nu, cum să spun, nu poate să producă sau să ajusteze așa pe chestii pe bandă rulantă, ci lucrează puțin și mic, și în mic, pentru că un client sau altul. Acum, majoritatea lor nu prea mai produc lucruri, nu? De pildă, cine își mai face astăzi o pereche de pantofi cu totul de la zero la un cizmar? Hai să zicem că la croitori își mai fac costume, dar mai puțin, că și ăștia se plâng că au apărut alte, cum zic ei, chinezăriile, care sunt mai ieftine, sau second hand-urile, și oamenii nu își mai fac nici la ei haine pe comandă. Deci sunt oameni care uneori lucrează singuri, alteori mai rar, au cât un ajutor sau maximum două, într-un atelier de multe ori închiriat, care țin de cooperație sau nu, și care prestează, cuvântul ăsta nu-mi place, dar îl folosesc chiar și cu ghilimele de rigoare, diverse servicii pentru populație. Ei se situează undeva între mica producție și servicii. Pe unii dintre cei pe care i-am întâlnit, nu mai făceau ei înși serviciile, cum era tapițerul. El era un fel de antreprenor al chestiei și avea niște meseriași invizibili. Adică noi am luat interviu de el, nu era meseriaș. Mai există și situația asta. Sau un domn care vindea cutii poștale, cutiile poștale nu erau făcute de el, deși el era de meserie și el, nu știu ce, tinichigiu sau așa, dar nu le mai făcea, ci doar le vindea. Adică există și varianta asta. Pe de altă parte, sigur, nu știu dacă mai pot intra la micii meseriași, niște opticieni care există și varianta de optică ultramodernă acum, în care totul s-a mecanizat, robotizat, există opticile astea foarte moderne. Există și cei care repară și pun un șurub la rama ochelarului, dar există și ăștia foarte avansați, există și tendința asta, mai ales în ce privește opticile. Să înțeleg că în mediul urban micul meseriaș este concentrat mai degrabă pe a repara lucruri decât pe a produce sau a crea ceva? În mod clar, este concentrat mai degrabă pe a repara. Repară scaune, produce, face lucruri, face duplicate la chei. Astea le produce. În rest, repară scaune, repară pantofi, repară haine, repară fermoare. Cam asta fac. Mai sunt și alte. Și cel care făcea pălării, uite, uneori le face de la zero. Face pălării și este și singurul. Dar el spune că lucrează acum în general cu echipe de filmare, că vin la el producătorii filmelor și aprovizionează pentru diverse filme, deci merge pe linia artistică. E o nișă de piață. Acolo are el clienți, da. Și de ce urăși cuvântul a presta servicii sau expresia a presta servicii? Cuvântul ăsta a presta mi se pare într-un limbaj de lemn foarte tehnic și nu pot să spun că îl iubesc. A presta înlocuiește și a munci mai nou în limbajul argotic. Da. Valentina, în mediul rural e vreo diferență? În sensul că dacă micul meseriaș în mediul urban mai mult repară, creează el mai mult în mediul rural? Pentru început aș vrea să fac o mică atenționare. Noi ne-am concentrat în proiectul Bătături urme lăsate de meșteșuguri pe meșteșugari din București și din apropierea Bucureștiului. Adică sunt unii meșteșugari care trăiesc în București, dar nu au atelier în București, cum este cazul domnului Florin Poptean, care are atelierul la Hulubești, dar este din București. Diferența majoră este, categoric este o diferență între mediul urban și mediul rural, pentru că cei din mediul rural, meșteșugarii din mediul rural, practică acest meșteșugul cu care s-au născut de multe ori, adică nici nu țin minte cum l-au învățat. Este un meșter
pe care probabil îl cunosc și ascultătorii Radio RFI, de la Piscu, Nemitică, care spune că s-a născut cu meșteșugul, la fel și argintarul Mircea Crăciun. S-a născut cu meșteșugul și îl practică. Nu știu să fac altceva în cazul unora. Avem aici o poveste în dosarul despre un împletitor de nuiele, care asta știe să facă, nu a făcut altceva, nici măcar să lucreze în grădină. Nu, nu-i place. O viață de om pe un scaun, cum frumos spune Ana Maria Iuga, pe scaun împletind nuiele. Asta a făcut. Nu produce mai mult pentru că nu are cui vinde. Cantitativ. Problema meșteșugarului nu este că nu ar putea face față meseriei, care este grea, ci pe lângă munca asta de meșteșugar, el trebuie să mai facă și o muncă de management. El trebuie să aibă cunoștințe de desfacerea pieței, contabilitate. Sunt lucruri care îi depășesc pe anumiții, de exemplu, pe meșteșugarii mai în vârstă. Dar noi în proiectul nostru am identificat și meșteșugari tineri, la 30-31 de ani, și nu neapărat care să se fi născut cu meșteșugul, ci care să fi învățat. Am avut în cadrul proiectului un arhitect care a învățat meseria de tâmplărie de pe internet. S-a documentat singur, nu a avut de-a face cu un alt tâmplar sau cenicii de pe internet. E și o diferență între cuvintele pe care voi două le folosiți, apropo de Iaromira cu a ei, care sunt meseriașii, și Valentina cu a ei, care sunt meșteșugarii. Dincolo de faptul că cuvântul meseriaș în argou s-a degradat îngrozitor. Da, da, da. Da? Ești meseriaș și meșteșugarii sunt meseriași, dacă le apreciem munca. Cu ce se ocupă exact, pentru că ai pomenit mai multe ori, Valentina, cu ce se ocupă exact proiectul vostru? Ce vă propuneți voi cu meșteșugarii care au intrat în proiectul vostru? Păi, noi sperăm că a fost doar o primă parte, partea de început. Vrem să continuăm acest proiect. Vrem să promovăm meșteșugurile, pentru că, într-adevăr, este o lume pe cale de dispariție, însă poveștile lor sunt interesate. Pe noi asta ne-a determinat să începem un proiect. Poveștile obiectelor și poveștile efortului fizic care stă în spatele realizării unui obiect. Poate deosebirea, asta, nu știu, din punctul meu de vedere, ar fi că, spre deosebire de meseriași, de mici meseriași care repară un obiect, meșteșugarul dă viață unui obiect, iar în spatele, atunci când cumperi un obiect de la un târg de meșteșugari, nu cumperi obiectul în sine, cumperi obiectul cu toată povestea lui, și asta e foarte interesant. Să stai de vorbă cu cel care a realizat și să afli care e povestea, că sigur are o poveste în spate. Sunt cumva personalizate. Acum trebuie să vă întreb pe amândouă, uite, am să încep cu tine, Iaromira, meseriaș sau meșteșugar? Pentru întrebarea asta, diferența nu este neapărat importantă. Există vreo șansă în societatea de astăzi de a-i salva pe acești mici antreprenori, pentru că ei sunt niște mici antreprenori în fond și la urma urmei. Există o șansă de a le păstra nișa lor de piață, dincolo de, nu știu, persoane care sunt eventual nostalgice și vor să facă acest lucru, vor să se ducă la un meseria să-și repare ceva sau vor să se ducă la un meșteșugar să achiziționeze un obiect mai deosebit decât poți să-l iei de la, na, Ikea, zic. Cred că există și sunt soluții diferite, ca să zic așa, de salvare pentru cele două categorii. Bănesc că meșteșugarii, că mai curând meșteșugari sunt cei, cum spunea mai Valentinei, pot fi ajutați, pot fi promovați prin târguri, prin, nu știu, dezvoltarea unei zone, din punct de vedere tradițional, sunt tot soi de variante. În ce privește pe meseriași, situația lor e foarte diferită în funcție de meseria pe care o au. De pildă, pălărierul pe care l-am întâlnit, care spune că e ultimul și probabil că este ultimul din București, normal că o să aibă căutare. Ceasornicarul iarăși, ceasornicarii nu sunt foarte mulți, cel cu care am vorbit eu spune că sunt 10. Așa, numărați empiric, nu exact. Și lumea în continuare are nevoie. Sunt oameni care au ceasuri valoroase la care țin, el însuși are un mic muzeu al ceasului, apropo de obiecte cu semnificație. Are un mic muzeu al unor ceasuri salvate acolo în atelierul lui, deci și pe el nu-l văd deloc pe cale de dispariție.
depinde, în privința cizmarilor sau a croitorilor, situația alta. Deci acolo rămâne de văzut, depinde de fiecare meseriaș. Sau blănarul, care spunea că în anumite luni de pe an nu au ce face. Deci munca lor e foarte divizată, nu? Lunile da, bine, de vară, dar el e clar sezonier. E clar sezonier și mai sunt clar. Și alții așa. Da, la un cizmar, uite, în ziua de astăzi se duce cineva să-și repară o pereche de tenis cumpărați dintr-un magazin de sport? Păi nu, și asta e problema lor, cum zic ei, chinezăriile. Deci oamenii cumpără, sau Europa, pantofi foarte ieftini, care, deși țin puțin, costă la fel de puțin, preferă să-i cumpere pe aia, să-i ia și să-i arunce, dar în același timp există și rămân clienților oameni care își repară niște pantofi la care țin de ani de zile. Deci lucrurile sunt împărțite și cred că în continuare au adică au căutare, dar nu, cum să spun, ei nu sunt foarte, nu au niște venituri așa fulminante, sunt la limita supraviețuirii majoritatea lor. Și la croitori cum stă? Adică presupun că și croitorii acuză croitorii hainele. Acuză, da, faptul că fac doar reparații și că nu-și mai face lumea pe comandă, deși întotdeauna există un deși, există cât un client din ăsta tradițional care își mai face cât un costum, care nu vrea să se îmbrace decât așa, deci... Pe de altă parte, croitorii nu pot acuza neapărat faptul că nu se produce în România, pentru că majoritatea costumelor pe care le găsești pe piața europeană și care sunt apoi reimportate sunt făcute în lon în România. Dacă te duci în Moldova la poarta fabricii, poți să pleci cu niște costume super tine. Croitorii sunt... Să nu zic și orașele acum, că aș exagera puțin. Croitorii acuză second hand-ul, spun că lumea nu-și mai face la ei pentru că cumpără de la second hand. Asta e ce am auzit cel mai des. Asta e cel mai des ce ai auzit? Da. Deci ar exista soluții cel puțin pe categorii. Poate la unii mai facile, poate la alții puțin mai complicate, dar ar exista soluții să se păstreze. Acum, eu trebuie să joc rolul de avocatul diavolului și să întreb de ce să se păstreze? Și mă refer aici la meseria și din mediul urban, cei ai tăi, iar Omirei. De ce să se păstreze? Păi, ar fi multe explicații. În primul rând, sunt oameni care, într-adevăr, nu-și pot permite să arunce ceva vechi, să-și cumpere ceva nou și sunt nici ce mai mulți, nu cred, în perioada asta crizei. În al doilea rând, cum să spun, nu e cazul să cultivăm chestia asta, că orice lucru care e vechi e prost și trebuie aruncat. Mi se pare un principiu, cum spunea unul din cei din anchetă, nesănătos de viață, în sensul că există anumite lucruri bune care merită păstrate și nu orice, trebuie să existe o limită, dar nici filozofia asta că cumpăr ceva, arunc, nu mi se pare o chestie normală. Și vorbea cineva de principiile slow life-ului. Nu o să intru în detalii acum ce înseamnă slow life, dar de la meseriaș până la slow food și alte lucruri, există un stil de viață pe care încă îl mai putem păstra dacă le acordăm și lor un oarecare credit. Din nostalgie sau din utilitate sau din amândouă? Dintr-o combinație, cred. Dintr-o nostalgie combinată cu poezie și cu o doză de utilitate. Și de slow life. Da. Da, și nu mai mâncați atâta fast food. Ar mai fi un îndemn al emisiunii. Valentina, care ar fi soluțiile pentru meșteșugarii tăi? Păi, spuneam și în dosar, problema pe care o recunosc ei, meșteșugarii, nu-și recunosc nici măcar efortul fizic, pentru că proiectul nostru s-a vrut un demers artistic până la urmă. Am plecat de la meșteșuguri și am realizat o expoziție de fotografie de artă, sau fotografiile sunt de artă. Problema lor este că nu au cui lăsa meșteșugul. Asta este fiecare meșteșugar de acest lucru se plânge. Chiar dacă au copii, unii dintre ei cunosc meșteșugul, nu-l practică. Nu am întâlnit pe nimeni, poate ne-am mintit că are o nepoată care într-adevăr o lărește, doar că s-ar putea ca în timp să nu ajungă să practice acest meșteșug. Și cumva noi încercăm să salvăm, adică ne-am dorit să susținem în continuare. Ei se descurcă, sunt mulți care merg în străinătate. Trăiesc și în România, trăiesc și în străinătate sau participă la târguri de meșteșuguri din străinătate și financiar cred că s-ar putea descurca, să spun. Dar asta e problema lor, că nu au cui să lase meșteșugul și noi prin acest proiect asta am dorit, să atragem atenția tinerilor. Tinerii sunt publicul nostru țintă. Și credeți că ați reușit într-o măsură mai mică sau mai mare? Am primit un feedback foarte, foarte bun, neașteptat de bun. Feedback proiectul... ce înseamnă? Îmi place ce văd sau mă gândesc să mă apuc de ceea ce îmi văd? Îmi place, scriu, vorbesc despre, vin și văd expoziția. Avem o expoziție, în momentul de față este itinerantă și
Și va putea fi văzută unde? Chiar va putea fi văzută și săptămâna aceasta, nu cum apare în dosarul Dilema, s-a modificat puțin calendarul, dar începând de sâmbătă, de pe 23 până la sfârșitul lunii martie, până pe 31, la Casa Dianei 4. Și după aceea, o să-i găsim un alt loc. Sau prin întreaga țară? Sau care-i prin planul? București și localitățile unde a avut loc cercetarea, Ploiești și alte câteva localități din preajma Bucureștiului. Uite, pentru că vorbeam apropo de latura comercială, țin minte că ultima dată când am fost în Viscri, faimosul sat unde His Majesty, prințul moștenitor al coroanei britanice, are vreo cât? Trei proprietăți. Vreo trei case. Da, cam așa, vreo trei, dar are vreo cinci în România în total, dar are vreo trei acolo. Acolo, micii meșteșugari, locuitorii satului, de fapt locuitoarele, pentru că bărbații nu i-am văzut făcând acest lucru, se ocupă foarte mult cu tricotaje și fac tot felul de lucruri, de la papuci, ciorapi, veste, vestuțe, că totul se diminutivează în limba română mai nou, și ele, produsele lor sunt strânse de o fundație și vândute în străinătate și la momentul la care sunt strânse sunt practic și achiziționate. Se pare că vânzarea merge foarte bine. Un astfel de mers ar putea fi aplicat și altor produse și în alte zone ale țării? Valentina, crezi că ar fi un model de succes? Categoric, doar că ne-ar trebui foarte mulți prinți prin România. Dar nu, că nu prințul o face. Nu face direct, indirect, da, o face. Acolo are potențial turistic, cum spunea și Romira. Da, produsele sunt vândute chiar în străinătate. Eu n-am văzut cum apare într-un magazin din Londra sau ceva în genul acesta. Crezi că scrie pe etichetă că e făcut în satul prințului din țara... Nu, categoric, are succes. Nu, să mobilizezi o comunitate sau un antreprenor, să spun, cu potențial financiar mare și să facă lucrul ăsta, să mobilizeze oamenii dintr-un sat sau pe cei care mai practică un meșteșug și apoi să ducă produsele. Categoric au cerere și în afară și în România. Crezi că ar fi greu sau poate chiar a existat, nu știu, întreb, interes din partea cuiva cu potențial comercial sau cu potențial de investiție apropo de proiectul vostru, care a zis da, mă gândesc, poate reușim să facem ceva în ideea aceasta? Propunerea au avut și meșteșugarii din cadrul proiectului, cei 10 care am stat noi de vorbă acum, dar la modul să producem în serie. Lucrul acesta nu este agreat de meșteșugar. Nu mai e meșteșug. Nu mai este meșteșug, exact. Adică nu mai e unicatul acela cu valoare și cu povestea din spatele produsului de care spuneai la început. Cam așa. Am înțeles. Pentru că vorbeam de partea comercială, iată, iar Romira, iată, am să-ți citesc un SMS pe care l-am primit adineauri de la o prietenă, Olivia. Ea spune așa: coritorii de pe Lipscani sunt foarte scumpi. Mie îmi plac lucrurile meșteșugite, spune Olivia, dar sunt foarte scumpi. Există și unii care încearcă să profite, fie de amplasament, fie de un oarecare trend și care dăunează în fond și la urma urmei imaginii? Evident, e posibil, dar în vorba Valentinei de mai devreme, nu știu dacă se mai integrează în categoria studiată de noi. Deja ies din... De ce? Doar pentru că sunt pe Lipscani? Nu doar pentru că sunt pe Lipscani, pentru că nu mai intră în categoria de mici meseriași. Mă rog, există o limită între ei și unii care sunt, nu știu, croitori de lux sau de lux poate însemna mai multe lucruri. Adică croitori trendy, pantofar trendy, deja intră în altă categorie ăștia. Deci trebuie să păstrăm undeva limita între unii și alții. Deja, ajungem deja la trendy, hipsteriși, păi etc. Da. Deci, să înțeleg că există și o oarecare limită de preț. Dacă deja produsul costă mai mult de, nu mai e micul meseriaș sau micul meșteșugar. Nu? Și nu mai iese din area definiției? Da. Și nu mai e neapărat o chestie utilitară, rămâne de discutat, e o chestie de alt tip. De care? De trend. Mă duc la el ca să fie un trend. Am înțeles. Da. Deci mă duc să cumpăr de undeva de pe Lipscani doar pentru că am văzut că toată lumea cumpără de pe Lipscani, dar unele lucruri poate chiar erau frumoase. Iată și răspunsul. Nu, era în vârstă. Da, mă rog. Deci se pare că amplasamentul în centrul vechi al Bucureștiului dăunează, la fel cum centrul istoric al Bucureștiului înseamnă în acest moment mai mult
terase care vor să se fie și unificate de primarul capitalei, domnul Sorin Oprescu, asta apropo de design, și muzică și partiuri, atâta istorie nu mai este în centrul vechi. Facem o mică pauză în acest moment la punerea pe gânduri, ascultăm o melodie, revenim în câteva minute. Vă reamintesc, vorbim în această seară despre meserii și meseriași, este tema din dosarul Dilemei Vechi din această săptămână, iar Romira Popovic și Valentina Bâcu alături de noi, revenim în câteva minute. Bad luck. Some nights I call it a draw. Some nights I wish that my lips could build a castle. Some nights I wish they'd just fall off. But I still wake up, I still see a ghost. Oh Lord, I'm still not sure what I stand for. Amazing things they can come from some terrible și 44 de minute. Am revenit la punerea pe gânduri alături de Iaromira Popovici, coordonatorul dosarului din revista Dilema Vechi, numărul din această săptămână, și Valentina Băcu, președinta asociației Câte în lună și în mansardă. V-am explicat la începutul emisiunii de unde vine acest nume. Vorbim în această seară despre meserii și meseriași și în pauza muzicală continuam discuția pe care ne-a inspirat-o prietena mea Olivia, care îmi dăduse un SMS mai devreme spunându-mi despre meseriași și despre croitori de pe Lipscani și despre prețurile lor mari, și vorbeam în pauză și cel puțin eu aveam următoarea întrebare: dacă un mic meseriaș sau un mic meșteșugar este neapărat condamnat să nu facă foarte mulți bani din afacerea lui, sau diferența între cei tradiționali și cei moderni se face altundeva? Și am promis că noi vom continua în direct această discuție. Valentina, tu aveai răspunsul foarte pasional la această întrebare. Da, era în urma interviurilor pe care le-am avut cu cei 10 meșteșugari din cadrul proiectului.
Spuneam că diferența este între o afacere, să spunem, la care te poți gândi și care ar putea fi profitabilă în ziua de astăzi și un meșteșugar este aceea relației meșteșugarului cu obiectul pe care îl creează și cu meseria pe care o practică. Pentru că meșteșugarii vorbesc, povestesc ore întregi despre meseria practicată, despre viața lor, pentru că n-au cum să separe. Viața lor este acea meserie, în cazul tuturor meșteșugarilor cu care am stat de vorbă. Îmi pare rău că, dar puteți vedea online câteva fotografii. În cazul argintarului Mircea Crăciun, de exemplu, care are și un talent regizoral, când am mers la el, s-a desfășurat în toată splendoarea lui, cum spune el, de țigan jet by jet, cu atelierul în curte, cu soția care a îmbrăcat straie tradiționale, la fel și dumnealui, purta cămașă roșie cu vestă, cu butoni. Deci meseria lor este viața. Și un atelier mic de vopsit biciclete, spuneai, Valentina, în pauză, situat undeva în București sau în centrul vechi, nu poate ajunge la această pasiune și la această imagine romantică pe care tu ne-ai descris-o, Adina? Păi, sperăm că așa va ajunge, că altfel va fi doar o afacere care merge sau nu merge. Se poate reprofila apoi pe, nu știu, vândut lapte, mai știu eu ce, ar putea identifica o nevoie în zona în care locuiește. De uneori vine dragostea și după. Adică nu, eu nu pledez... La fel ca pofta care vine mâncând. Probabil. Am întâlnit și noi meșteșugari care apoi s-au îndrăgostit de meserie. Silviu Fologea, care face niște păpuși din textile. Pasiunea lui este muzica. Realizarea păpușilor. Asta e meșteșugul pe care îl practică. Categoric, în timp a venit și dragostea, acum nu știu dacă a venit înainte sau după, dar intră în categoria meșteșugarilor. Adică o face cu simțul responsabilității și nu o face numai pentru bani. Iar, Omira, în mediul urban, cum stăm cu pasiunea? Stăm bine. Stăm bine. Discutam înainte de emisiune, avem în număr un biciclist care e și reparator de biciclete și clar stă în atelierul ăla de undeva de pe lângă Colței din pasiune. Pentru că el face diverse ture și în afara orașului cu grupuri de bicicliști, a participat la concursuri și chiar spunea că dacă vrei să centrezi o roată bine, poți să stai între 20 de minute și 4 ore jumate. Deci trebuie să-i placă să facă chestia asta dacă are răbdare să o facă. Și în același timp, ceasornicarul, care și el se plângea de aceeași poveste între noi, fie vorba că nu are urmași, asta este problema și a celor și a meseriașilor urbani în mare parte, spunea că acceptă ceasurile care îl provoacă. Unul din criterii este pe astea le ia acasă și stă cu orele, stă câte 6 ore la el acasă, unde nevasta lui știe că n-are voie să intre atunci când lucrează, să intre peste el, stă și până nu-i dă de capăt nu se lasă, deci stă o săptămână, două, o lună, dacă îi se pare lui că ceasul ăla merită. Deci au și ei pasiunile lor, nu sunt... Cei care sunt profesioniști o fac cu pasiune, așa cred. Parcă ai descris o imagine de mad scientist care se retrage undeva într-un laborator secret și nu mai iese de acolo până nu s-a terminat invenția malefică ce va cuceri lumea. Cum stau vecinii noștri europeni? Poate nu neapărat vecini de granițe, poate cei din Europa Occidentală sau poate cei din apropierea noastră geografică. Ce se întâmplă cu micii meseriași și meșteșugari în străinătate? Văd aici pe ultima pagină din dosar un titlu care se cheamă așa: Cum dispar meșteșugarii în Anglia, scris de Carmina Joyce Francis. Știm așa puțin din ce am văzut și noi în articolele pe care le-am primit, din corespondenții, cu ghilimele de rigoare, corespondenții noștri în alte țări capitalele europene, occidentale. Așa, capitalele occidentale. Înțeleg că există și acolo tendința să, din articolul Carminei am înțeles chestia asta, că există tendința ca un singur meseriaș într-un loc să fie înlocuit de un super meseriaș care
e specializat, mă rog, are oameni specializați în mai multe domenii ca să reziste, nu e doar un cizmar, ci un mic centru în care avem și cizmar și păcilar și tapițer și mai știu eu ce se mai cere acolo. Și cei care nu, cei care rezistă pe cont propriu și nu sunt în asociații din astea, sunt cei care dau puțin spre altă categorie, mici meseriași de artă, mult mai scumpi, cei care, cum spuneai, restaurează mobilă veche, dar pe prețuri uriașe. Deci intră, ies din segmentul ăsta de care spuneai tu că nu câștigă destul și intră puțin în altă categorie. Și această cooperativizare n-ar fi oare o soluție și pentru meșteșugarii și meseriașii noștri? N-ar fi ok să se, cel puțin în mediul urban, să găsești un centru mic unde activează mai mulți și poți să te duci și să întrebi, să spui, domne, am nevoie de serviciile A, F, dar n-am nevoie între B și E? N-ar fi ok? N-ar fi o soluție chiar economică poate că ar fi și comercială? Ok, tot așa, dacă nu s-ar pierde puțin, dacă nu s-ar pierde, nu puțin, ci de tot poezia. Deci dacă s-ar păstra un pic și din poezia poveștii astea pe care eu o văd în continuare și pe care o văd exploatată undeva în zonele alea Colței, Cocor, în centru istoric, s-ar putea face niște demonstrații și cu meseriașii urbani, ar putea fi și ei ajutați cumva să iasă în evidență, așa văd eu. Dacă în centrele alea n-ar fi totul pe bandă rulantă și... cum să zic, strict axat pe eficiență și fără partea cealaltă de poezie cu ghilimele de rigoare, poate că și-ar avea rostul. De fapt, și există, pe lângă supermarketuri, există locuri în care poți să-ți faci diverse operațiuni de croitorie, să-ți festonezi perdele, să stopezi, nu știu ce, există și chestii din astea deja sunt pe lângă supermarketuri. În acest moment mă întrebam dacă mai există atelierul de reparat televizoare de pe Calea Moșilor. Dar nu știu să-mi răspund la această întrebare. Dacă știe cineva, poate ne scrie sau ne spune. Nu știu, era un... Ții minte că de ultima televizoare dată, cu lămpi sau de da, care... Exact, în acelea telecolor, sporturile mici, unde te duceai cu televizor, cărai, hardughia, măgăoaia, nu încăpea mașină decât de mare era. Acum, nu cred că CD-urile sau plasmele s-ar duce acolo. Un singur lucru pot să spun, că nu mai există sau n-am mai descoperit eu, căutând acum astea, atelier de remaia ciorap, remaiozele, au cam dispărut. N-am folosit niciodată, trebuie să recunosc. Nu știu dacă mai există sau nu aici. Cred că voi, doamnele, ar trebui să vă informați una pe cealaltă, dacă ați mai văzut. Știu că mai există unul de reparat radiouri, pentru că toți suntem la radio. Mai unul undeva pe lângă piața Cogălnicianu, pe lângă statuia, de fapt. Nu știu dacă se... pe Bulevardul Regina Elisabeta, în jos, la statuia lui Cogălnicianu, mai este un atelier de reparat radiouri. Valentina Băcu, în încheierea emisiunii, care ar fi îndemnul pentru tineri care vizitează expoziția voastră, apropo de micii meșteșugari ai României? Fie ei urbani, din mediul rural, nu contează. Păi, noi v-am invitat pe toți. În primul rând, adică sâmbătă, dacă veniți la expoziție, puteți participa și la câteva ateliere. Vom avea câteva ateliere între orele 14-17, tot în spațiul expozițional de la Dianei 4, lângă piața aceea Rosetti. Ateliere de? Ateliere cu de meșteșugit. Am înțeles. Se fac oale? Nu se fac oale, nu avem spațiul acolo, dar vor fi doi bijutieri. Prezenții va fi un tâmplar cu titirez și cu jucării din lemn. Asta dacă sunt și părinții dornici de creative cu copiilor. Va fi și un atelier de păpuși din linguri de lemn. Și... vom avea și un atelier de fetru. Adică puteți veni să încercați măcar să vă faceți propriile bătături. Cât privește îndemnul... Dacă duceați lipsă, puteți să veniți, da. Da. Cât privește îndemnul pentru tineri, nu știu, poate ar trebui luate în considerare și alte aspecte decât cele obținerea unei situații financiare bune, facil. Nu știu, în timp s-ar putea să se întoarcă mulți dintre cei care cunosc un meșteșug să se întoarcă la meserie. Nu știu, să vină să vadă expoziția, să vadă ce stă în spatele poveștii obiectului cumpărat. Și apoi să reflecteze singuri. Și în orice caz pentru părinți să mai testeze jucării care nu conțin neapărat plastic. Categoric. Nu? Da. Iar Omira, poți să ne dai un preview asupra temei la care te gândești pentru numărul următor pe care îl vei coordona? Ai o idee? Da. Da? Am o idee, dar nu pot să dau un preview. Știu că nu e ședința de redacție. Tocmai ne-am făcut temele următoare. Tema următoarea mea o să va chema
pe larg, foarte pe larg, verde. Să fie despre păduri, grădini, parcuri și alte chestii verzi. Nu despre... Nu ne referim la chestiuni politice verzi, ci nu. Spații verzi. Și așa nu sunt existenți în România, sincer, verzi. Știi că suntem singura țară care are vreo 3 partide care se vor ecologiste, nu? Știu. Da, singura țară din Europa. Nu știu dacă am zis corect. Deci verde. Verde. Da? Mere verzi? Și mere, dacă vreți neapărat, putem. Mi-aș dori eu. Așa, o casetuță mică, mică, dacă dorești. Vă mulțumesc foarte mult amândurora, Valentina Băcu, președintele Asociației Câte în Lună, și în mansardă, și Iaromira Popoviș, coordonatorul dosarului Dilema din această săptămână. Vă mai așteptăm la noi în studio. Ați ascultat RFI, emisiunea Punerea pe Gânduri. Eu sunt Laurențiu Colintinanu, vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim săptămâna viitoare la ora 19:15 și până atunci vă îndemn, ca de fiecare dată, să rămâneți pe gânduri. Punerea pe gânduri, emisiune realizată de RFI și Dilema Veche.